Am citit cuvântul doamnei inspector general și mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt, dar am surprins o idee care este esențială pentru viața noastră tuturor, începând de la cel mai mic copil până la cel mai în vârstă adult, și anume, doamna inspector general îndemna pe colegi și pe noi toți să creștem în bunătate. Psalmistul David spune așa: cine este omul care dorește viața? Și spune așa: ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea. Iar Sfântul Antonie cel Mare spune că cea mai sigură cale de cunoaștere a Dumnezeu este bunătatea. De aceea vă îndemn pe toți, copii și părinți, dascăli și toți de față și cei care nu sunt de față, să căutăm să fim mai buni, mai înțelegători, să căutăm pacea ca să avem viață și în lumea aceasta și în viața veșnică, să fiți sănătoși și să aveți un an nou școlar cu multe realizări și cu de la Dumnezeu multă binecuvântare. Să fiți sănătoși!